Mulțumesc pentru invitația care mi-a fost adresată să vin aici. Prima oară mi-a venit din partea părintului Iacob de la Muntele Albus, după aceea din partea informatorilor de aici din București și sunt foarte bucuros că am reușit să vin, deși evident nu am participat și la partea academică a momentului, deși a fost foarte academică și acest moment al vernisajului. Și bănuiesc că dacă aș fi venit și la partea academică, aș fi fost într-o situație și mai dificilă ca aceea în care mă află acum, ca să vorbesc cu oameni care au vorbit în modul cel mai rafinat, cel mai sensibil despre arta, care exprimă în modul cel mai profund sensibilitatea noastră religioasă. Un al doilea regret este că n-am venit mai devreme să văd icoanele, le voi vedea după, însă am remarcat toate trimiterile care s-au făcut la aurul care le înfrumusețează și le pun în evidență. Sigur, nu are nicio legătură cu întoarcerea aurului în țară, deși unele icoane vin de la Muntele Albus, unele de la Viera, altele de altă parte. Și folosirea aurului în icoană nu trebuie relaționată numai decât cu o bună stare materială. Se găsesc în Transilvania și în alte zone, în sate foarte sărace, în care oamenii n-au avut niciodată cei căsătoriți idei de aur, icoane care au fost aurite cu 300, 400, 500 de ani. Ceea ce arată că oamenii în jertfa și în cinstirea lor al Tatălui Dumnezeu au jertfit ceea ce au considerat de a fi mai prețios. Aurul, pe de o parte, arată într-adevăr cuvina de trecătoare a preasfintei trăimii din Împărăția lui Dumnezeu cea veșnică, dar pe altă de parte arată și generozitatea celui care din pictaza, celui care le sponsorizează și așa mai departe. Deci este o dublă perspectivă asupra acestui metal. Nu poate fi legat sau nu poate fi făcut această legătură doar cu ritualul sau cultul creștin în toate religiile lumii. Cele mai frumoase altare, cele mai frumoase jertfe sunt făcute din pietre prețioase, din aur, din marmură, din lucruri care și înving secolele, dar în același timp arată că oamenii au pus mai presus cinstirea lui Dumnezeu decât propriul lor confort și propria lor prosperitate. Trăim vreau să fiu foarte scurt, încerc să fiu, într-o epocă în care imaginea joacă un rol extraordinar. Eu urmăresc zilnic revista presei bisericești și aflu eu peste tot în țară, la eparhii, la mănăstiri, în instituții culturale ale statului, iau loc mereu de mesaje de expoziții de icoane bisericească. Și m-am întrebat adeseori dacă nu fenomenul ăsta nu este puțin exagerat, dacă nu saturează nevoia de frumos, de emoții a publicului. Nu. În prima rugăciune de la slujba botezului, pe care preotul o citește în taină și în care își cere iertare pentru păcatele lui și ca Dumnezeu să nu oprească harul nașterii din nou a celui care se va boteza pentru ceea ce el n-a primit în viață. La un moment dat spune așa, că să ia chip Hristosul tău în cel care se naște din nou. Icoana este chip al lui Dumnezeu, posibil prin taina întrupării lui Hristos, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl meu, așa mai departe și în sumerele de argumente, dar în aceeași slujba botezului,
după ce copilul este afundat în apă, deja cei prezenți constată că s-a realizat conformarea, transformarea, configurarea pruncului după acest prototip, tipul Hristosului lui Dumnezeu. Și cântă toți într-o voră a bucuriei, înconjurând Sfânta Evanghelie, Sfântul Mir, Sfânta Evanghelie care se află acolo, cântând câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos l-ați îmbrăcat. Adeseori, și există acum concursuri la televiziuni, când oamenii se îmbracă în anumite ținute și publicul este chemat să identifice cine este sub aceste haine. Persoana pe care noi o cunoaștem și o bănuim în general sau o altă persoană deghizată și așa mai departe. Iată că în persoana botezată deja vedem o persoană îmbrăcată în Hristos, care își adaptează fizionomia, anatomia după tipul lui Hristos. Eu am o șansă deosebită de a trăi într-o casă în care în fiecare zi vin copiii ar fi diaconului meu, doi băieți și o fată. Și am văzut crescând din prima zi de la naștere și până astăzi, cel mare are 7 ani. Trăiesc sau vin într-o casă pline de icoane, de tipuri, de propuneri de a te lua după ele. Cel mare care are acum 7 ani, când avea 2 ani, stătea în fund în biroul meu, unde aveam teancuri de cărți, fără băială, așa ca în casa unui om singur, și îi lua la rând. Și când găsea o carte care avea pe copertă o icoană, o săruta. A doua la fel, a treia la fel, a patra avea un teolog, avea un autor laic. O lua și o punea deoparte. Și m-am gândit și l-am făcut atent, din mai mulți ori, pentru că s-a repetat, de unde are copilul ăsta la 2 ani sentimentul că se află în fața unei icoane sau a unei fotografii. E o har al lui Dumnezeu. Este un răspuns la rugăciunea noastră ca acest chip al lui Hristos să ia formă în cel care s-a botezat. Acum avem ultimul copil, are un an și 6 luni, o fetiță. Am primit la o mănăstire din Moldova, e foarte mare Sfântul Vitalie, Sfânta Cernica, și nu-i găsesc un loc unde s-o pun și este pusă lângă o grindă la intrare de la mine din casă. Și stăm la masă în fiecare seară, toți copiii. Și iar după ce își face problema cu mâncarea, ne-a de mână fiecare, nanu, mama, tata, tare, din 10, 15, 20 de ori în aceeași seară. Să ne ducă și nu știe după aceea, și mama, tata, Cât? Îi spune Sfântul Vitalie. Se duce și îl pupă de 10-15 ori. Și faptul că insistă, în seara asta mi-am dat seama care-i chestiunea. Că ne invită să-l sărutăm și noi. Că iar a sărutat o dată de 10 ori și o spune că și noi nu răspunde. Da, asta îmi dorește. Cupați-o și voi pentru că ea trăiește bucuria de a se afla în preajma unui Sfânt, care răspunde inocenței, credinței, nevinovăției ei. Uitați-vă în societatea actuală. Uităm, avem copul este imagine. Și vedem oameni care se uită pe internet, se uită la filme de tot felul, nu știu ce, și vedem la doua zi. Cu hainele sfârșiate, cu belciuci, cu metale, nu critic, Doamne ferește, opțiunea niciunui om. Alții arată ca în Evanghelia cu cei din Catara și așa mai departe. Și avem oameni care trăiesc permanent în prezența icoanelor și care prind în viața lor dimensiunile icoanelor. Acum 100 și ceva de ani
când s-a dus Badea Tărțan la Roma, n-am avut unde dormi și nebunit de legenda columnei lui Traian, s-a culcat acolo jos. Și a doua zi, cetățenii că l-au văzut, s-au uitat la columnă și la el, spune că s-a coborât un dac de pe columnă. Acum câteva zile am văzut un mic film făcut de, cu momentele importante ale mormântării regelui Mihai. Și undeva era expus acel tablou cu cei doi bătrâni care apar pe coșulețele în care se cuvrige. Nu cunosc un film, am zis că se fac propagandă, dar păreau că sunt vii și că se uită chiar așa era făcut fotografia, foarte reușită, se uitau spre sicriul regelui care trecea. Păreau ca doi sfinți din bisericii din Marea Mureșenie, unde pictura n-a fost atât de elevată, atât de bizantină, așa cum ne-ar plăcea atenția pe doamna București. Dar era o pictură fabuloasă, care exprima frumusețea, așa cum au văzut-o ei pe Maica Domnului, cu pântul pe Hristos, cum o femeie își sărută copilul cu febră, cu speranța că va supraviețui, că dorește să fie în viață și mai departe. E un lucru extraordinar. Cine a prins vârsta mea și doamna Bucurei a prins-o, a văzut în copilărie, în lumea rurală, oameni ca la Roma, în secolul XIX, care semănau cu sfinții pe păreți. Dacă vedeți astăzi, dacă mănăstiri, mai izolate, unde doctoratele și studiile încă nu și-au pus amprenta unui oameni, vezi că în simplitatea aia Sfântului Grigore și Raitul care se vădurim astăzi și mai departe. Ai impresia că cei care umblă pe biserică, mai atent de o rămânare, poate metanii, sunt coborâți de pictura din secolul XIV-XVI din biserica sau mănăstirea respectivă. Asta este icoana și de ce îi felicit pe cei care au organizat și organizează indiferent ce se vorbește. S-a cerut scoaterea din școala icoanei. Ce rol are icoana? 2% din copiii țării, dacă își formatează comportamentul, modul de viață, modul de gândire, după sfinții pe care îi văd în clasa lor, o mare pășit pe proces neam. Nu va privi smitenul mereu din motocicliști, de oameni care îi bat în lansuri, trec peste lege, pe peșterii de pășuri și așa mai departe. Oameni care încearcă și ăsta nu este un efort al lor, ci este o binecuvântare a Sfântului căruia te închini, că până la urmă, cinstindu-l, binecuvântarea lui se transformă în faptul de a fi asemenea lui. De aceea, icoana este extrem de importantă. Și eu îi fericit din toată lumea, sunt aici călugări, preoți, bineri. Sigur că nu toate expozițiile sunt, am fost la expoziții făcute de copii, din clase de 5, 10, cu tare. Sigur, frizează naivitatea, dar o naivitate sinceră, o naivitate care văd pe Dumnezeu așa. Și aceea trebuie apreciată. Nu este, eu mă bucur enorm. Și aici, la început, când am invitat, n-am știut între ce elemente se petrece competiția, între icoană sau muzică. Și faptul că s-au cântat cântarea de învierii astăzi nu este nicio surpriză. Miercuri a fost jumătatea postului. Deja mi s-au aprins luminile, nădejdele învierii și ne îndreptăm spre ea. În fiecare duminică, din postul mare, se cântă binecuvântările învierii, învierea lui Hristos, pentru să se mai departe. Învierea este o stare. Noi sigur repetăm an de an această drum, acest drum al cruce, această scară spre învierii, pentru a ne angaja într-un parcurs
spirituală, care ne ajută să înțelegem și rolul muzicii și aripoare, ca două stări, ca două aripi, care ne sprijină în zborul nostru către cer. De aceea sunt foarte încântat de evenimentul organizat aici la muzeul acesta. S-a spus că doar de 9 ani se încearcă acest proiect. Eu sunt convins că și în timpul lui Ceaușescu și la timpul de dinaintea lui, această clădire a transmis și ea ca o icoană nevăzută chipul unui voievod care, într-adevăr, a fost român și ortodox și a dovedit-o nu prin șarade la televiziune, ci prin moartea lui și prin moartea propriilor lui fii. Și atunci toate lucrurile, toate clădirile, toate pictorile lui au devenit icoane, provocări pentru noi, cei de astăzi, ca să învățăm să ne formatăm sufletele, caracterele, viața, ca și noi, într-o bună zi, să semănăm cu acești sfinți expuși aici pe pereți, nu prin strălucirea aurului, chiar dacă va fi adus în sală, ci prin strălucirea virtuților care vor face din această sală un spațiu luminos care va răspândi lumină, cu adevărată lumină a Maicii Domnului.